așteptă de la timp așa să ne vorbească așa ceva, ceva despre... Da, vă rog să poftiți aici. Nu sunt pregătit de vorbit. Da. Ce pot să spun? Nu l-am cunoscut pe părintele. Eu am venit abia în 2008 în București. Dar îl simt foarte aproape. Și prin faptul că înainte de a veni la București am cunoscut alți părinți duhovnicești și chiar unul dintre ei cu viață sfântă din zona Bacăului, de unde sunt. Un părinte foarte smerit și necunoscut, dar sfânt cu adevărat. Și îi simt în același duh pe acești părinți. Și în felul acesta mă apropii și de Părintele Sofian și de ceilalți părinți care au fost la Antim. Ei sunt încă vii. Noi în mănăstire îi simțim așa, cum ei ne ajută să rezistăm. În mijlocul orașului, să rezistăm în mijlocul duhului lumii de astăzi, care este mai rece așa, în toate privințele, și în biserică își face locul această răceală, această diminuare a evlaviei, a râvnei. Și acești părinți pe care îi avem în fața ochilor ne arată că se poate. M-a impresionat foarte mult ceea ce mi-a spus acum câțiva ani Părintele Stares Melchisedec de la Putna. Am fost acolo împreună cu câțiva colegi de la pictură și ne-a întrebat pe fiecare ce faceți, de unde sunteți. Și când mi-a zis că sunt de la Antim, mi-a spus această vorbă pe care dânsul a spus-o de mai multe ori și a mai spus-o și eu chiar la noi, la mănăstire, în biserică am spus-o. Cum părintele era la Iași, la Mitropolie, într-o împrejurare și erau de acolo într-o cameră, era și prea fericitul patriarh, care atunci era mitropolit la Iași, și Părintele Stares de la Putna, și un părinte de la Putna mai intelectual, așa. Și mitropolitul a spus Părintelui Stares: Părinte Stares, ne trimiteți aici la mitropolie părinți de la Putna, că sunt oameni pregătiți, oameni deosebiți, și avem nevoie de dânsii aici, în oraș. Iar părintele acela, nu starețul, celălalt părinte de la Putna, a spus: Înalt preasfințite, ce călugărie poate să mai fie aici, în oraș, la mitropolie? Și mitropolitul Daniel l-a întrebat pe părintele Sofian, care era și el acolo: Ei, părinte Sofian, spune-i sfinția ta, ce fel de călugărie faci aici la faci în București, la mănăstirea Antim, în oraș, de mai bine de 50 de ani. Și părintele n-a spus nimic. Însă au cunoscut cu toții cei de acolo de față că apropierea de Dumnezeu poate să fie și în oraș, și la țară, și în tot locul, dacă înăuntru tău ești aproape de Dumnezeu. Și asta o vedem noi, călugării de la Antim, la mulți credincioși care vin la noi la slujbe. A povestit doamna despre ce era la mănăstirea Antim acum mai mulți ani și cred că așa este. Prin faptul că vedem mulțime de credincioși care vin în continuare la noi la slujbe, foarte evlavioși, foarte apropiați de biserică, cu un deosebit simț duhovnicesc și un discernământ
lucrat în timp și ei sunt rodul, cred, acelor ani deosebiți care au fost la timp și noi ne folosim de ei foarte mult, în sensul că ne folosim duhovnicește prin faptul că îi vedem tot timpul la biserică și îi credem că sunt aproape de Dumnezeu. Cum spunea Părintele Cleopa, că pot să fie aproape de Dumnezeu chiar în mijlocul bisericii, în mijlocul Bucureștilor, pe Calea Victoriei, spunea el, poți să capiți această rugăciune a inimii. Și asta m-am gândit acum să spun, că Părintele ne ajută foarte mult pe noi să rezistăm acolo și să ne străduim să facem treabă bună, să fim oameni de nădejde, așa fiecare cum poate, și așteptăm momentul când vom face prima priveghere pentru Părintele Sofian, pentru Sfântul Sofian. În 2010, când a intrat Părintele Vicențiu Stareț la Mănăstirea Antim, părinții de atunci au făcut un demers către Preafericitul ca să aducem la Antim trupul Părintelui Sofian, să-l înmormântăm la Antim. Și Preafericitul a primit foaia, s-a gândit și așa a spus. Părintele Sofian va reveni la Antim, dar într-o raclă nouă. Așa se naște Dumnezeu.